Copiii de la grădinița cu program prelungit numărul 8 din Slatina vor avea activități sportive, la fel ca și colegii lor mai mari de la școală. Proiectul a fost suportat financiar de către primăria Slatina. Odată cu achiziționarea pătuților, dar și a obiectelor din bucătărie, a fost amenajată și sala de sport. La solicitarea părinților din cartier, am transformat două grupe de grădiniță cu program normal în grădiniță cu program prelungit, cu sprijinul autorităților locale. Au fost achiziționate obiecte specifice activităților sportive pentru nivel preșcolar. Amenajată într-o clasă, dar cu tot ce îi trebuie, în sala de sport micuții pot face exerciții, dar și cursul de dans. Primăria Slatina a alocat în cadrul acestei acțiuni de preschimbare a statutului și numelui suma de 200.000 de lei, sumă care a cuprins o serie de dotări și alte acțiuni ce au vizat acest obiectiv, printre care se numără și sala de sport. Cei mai încântați de investiție sunt beneficiarii. Și îți place să faci sport și aici la grădiniță? Da. Ce faci tu la ora de sport la grădiniță? Activități și multe alte feluri. Gimnastică. Îți place aici? Ce îți place cel mai mult să faci? Să fac dansurile. Ca să faci foarte mulți mușchi. Și altceva? Te menține sănătos? Da. La slăbire. Slăbit cu sport, bun. Și ce activități faci tu aici în sala de sport? Mă dau peste cap. Ce alte activități? Mă dau pe topogan. O altă problemă a unității de învățământ care trebuie soluționată este cea a spațiului din preajma clădirii. Cândva aici au învățat elevii școlii numărul 11, iar curtea școlii necesită investiții de amenajare peisagistică și dotări de mobilier urban și joacă util preșcolarilor.